Thank you.
Thank you.
Doamnelor și domnilor,
sosește excelența sa, Klaus Dermer Iohannis, președintele României. Haide mai în față, că nu mai vedem puțin. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Și bine ați venit la Theodora Golf Club. Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi într-un moment foarte important și foarte frumos. Este o zi extraordinară, este un moment extraordinar. Tot ceea ce vedeți aici este pasiune. O pasiune care s-a născut acum mai bine de 10 ani de zile, care s-a concretizat acum un an și 10 luni, aproximativ, după cum puteți observa, și care va dori cu siguranță foarte mulți ani de acum înainte. Dar să aflăm mai multe despre acest frumos loc, am să o invit alături de mine pe vicepreședintele Theodora Golf Club, Theodora Popa. Stimate domnule președinte, este o deosebită onoare să vă avem astăzi alături de noi la Theodora Golf Club. Vă mulțumim din suflet pentru că ați urmărat invitația noastră. Dragi invitați, bine ați venit! Ne bucurăm mult să vă avem astăzi alături de noi. Povestea acestui club de golf a început în urmă cu 2 ani și absolut tot ceea ce vedeți aici reprezintă amprenta viziunii tatălui meu și a angajamentului lui față de excelență. Cred că este singurul lucru în care realizează absolut tot ceea ce face și acest resort o dovedește. Investiția aceasta a însemnat pentru noi foarte mult efort, foarte multă muncă și mai mult decât atât a însemnat un pariu că putem face din acest proiect ceva deosebit pentru țara noastră. În cadrul acestui resort am dorit să aducem o parte din personalitatea fiecărui membru a familiei noastre, astfel în cadrul firelor veți putea observa elemente de design feminine, iar în cadrul terenului de golf, care se întinde pe o suprafață de 60 de hectare, veți putea simți aici
cel mai lung parcurs din Europa, un par 6 de 735 de metri. În cadrul restaurantului nostru, începând de mâine, veți putea degusta unele dintre preparatele noastre culinare favorite. Este absolut o deosebită plăcere pentru mine și bucurie să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră, după ce am contribuit la execuția întregului proiect și în numele familiei mele doresc să vă urez cu cel mai mare drag bine ați venit la Theodora Golf Club! În continuare, am deosebită onoare să îl invit pe domnul președinte, Klaus Werner Iohannis, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule președinte, vă mulțumim! Stimate domnule președinte Popa, stimate doamnă, stimate doamna Theodora Popa, onorată asistență, este o zi nu doar frumoasă, ci o zi importantă. Domnule Popa, vă felicit pentru această investiție extraordinară. Mi-amintesc cu mare plăcere, acum câteva săptămâni am vizitat această facilitate și am rămas foarte impresionat. Ați reușit, domnule Popa, să realizați o investiție unică în România și spun acest lucru cu toată răspunderea. Această investiție este unică din cel puțin două puncte de vedere și aș vrea să detaliez puțin aici. Sunteți, domnule Popa, un om de afaceri de succes. Ați construit o afacere românească de mare succes. Și v-ați decis să realizați această investiție din fonduri proprii, din fonduri private. Este un model domnul Popa și această investiție pentru felul în care un om de afaceri din România, o afacere românească, poate să investească într-o facilitate care nu este destinată a aducerii profitului. Este o facilitate publică. Un teren de golf, zonă de cazare, zonă de relaxare, un resort, cum se spune. Am căutat traducerea în limba română, nu se traduce exact. Deci, acest loc de întâlnire foarte frumos. Această implicare a unui om de afaceri în zona destinată sportului, în cazul acesta, acestui nobil sport golful, este extraordinară, este demnă de lăudat și demnă de apreciat. În al doilea rând, și cred că acest lucru are cel puțin la fel de multă importanță. Acest teren de golf nu este unul oarecare. Este un teren de golf realizat cu foarte, foarte multă trudă, după un plan pe care personal îl găsesc extraordinar de bun și care se datorează în cea mai mare măsură domnului Popa. Este un teren care pentru mulți ani, pentru foarte mulți ani, va pune golful în România pe o cu totul și cu totul nouă treaptă. Prin această facilitate, România realmente ajunge pe harta golfului mondial. Este un lucru extraordinar. Vă felicit, domnule Popa, fiindcă nu ați precupețit niciun efort, ați făcut o investiție în acest domeniu, reușiți să puneți România pe harta mondială. Pe scurt,
felicitări și succes! Mulțumim foarte mult pentru frumoasele cuvinte și acum o să-l invit la microfon pe președintele fondator, domnul Ioan Popa. Vă mulțumesc, domnule președinte, că sunteți astăzi alături de mine și familia mea, alături de prieteni, de jucători de golf și vă mulțumesc în mod deosebit pentru aprecierile deosebite pe care le-ați făcut la adresa mea și la acest obiectiv, această investiție. O să vă rețin doar câteva clipe și o să vă spun, domnule președinte, dragi prieteni, că eu în ultimii 26 de ani am investit câteva sute de milioane de euro în clădiri, spații tehnologice și pe care l-am retehnologizat, care depășesc o jumătate de milion de metri pătrați, dar am ținut să vă spun treaba asta pentru că acest proiect este proiectul care mi-a dat cea mai mare bătaie de cap din câte proiecte am realizat. Și o să mă și justific de ce. România nu are niciun teren de golf la ora actuală realizat după cerințele din domeniu. Cele care sunt mai austere. Realizarea unui teren de golf implică niște costuri, specialiști și o muncă incredibilă de care nu aș fi putut imagina. Sigur că la asta mai concură și faptul că noi am dorit să facem treaba asta într-un timp foarte scurt. Deci, practic, am lucrat efectiv un an și jumătate. Câteva luni înainte am procedat la dărâmat de clădiri, pentru că aici a fost o fermă de CAP, iar terenul pe care se află parcursul de golf acum a fost o exploatație de balast, în care erau numai cratere, gunoaie, râul Mureș era poluat și pe marginea lui erau numai gunoaie. Deci am avut câteva luni să igienizăm zona și după aceea să trecem efectiv la realizarea terenului. Astfel încât pot să vă spun că atunci când vrei să faci un teren de golf, trebuie să-ți pui foarte mulți bani deoparte și să îți întărești sistemul nervos. Eu mă bucur și sunt foarte fericit că am reușit să realizez această investiție. Mi-aș fi dorit să o fac acum 3 luni, să se întâmple astăzi, dar din diverse motive, care nu neapărat țin de noi, s-a întârziat 3 luni investiția, dar totuși am realizat-o într-un timp. Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Sper să vă placă această facilitate. Sper ca mai mulți oameni să se apuce de acest sport golf, de care, dacă te apuci, nu te mai lași. Și vă așteptăm cu drag, începând din primăvara anului viitor, pentru că anul ăsta încă nu se joacă pe teren, dar vă așteptăm la restaurant și la alte facilități ce le avem aici, facilități de cazare. Eu, fără lipsă de modestie, vă spun că facilitățile de cazare care le are Teodora Golf Club, la ora actuală, nu se găsesc în județul Alba. Așa că vă invit cu multă prietenie să verificați acest lucru dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor și vă doresc să avem o zi împreună deosebit de frumoasă. Mulțumesc! Cu siguranță, dumneavoastră! O zi deosebit de frumoasă și am să vă invit în acest moment la cel mai important și simbolic moment la lansarea acestui club, să tăiem panglica.
joc bun, după cum se spune în golf. Este o urare în care spunem mult, mult succes acestui loc, predominat, bineînțeles, de pasiune. Mulțumim foarte mult! În acest moment, clubul este deschis pentru toată lumea și am să vă invit pe toți să urcăm sus în restaurant. Vă invităm sus în restaurant. Thank you.